Stimați invitați, dragi colegi, Poliția de Frontieră Română este una dintre structurile cele mai importante ale Ministerului Afacerilor Interne. A demonstrat o capacitate deosebită de transformare, de adaptare la presiunile migraționiste externe și se manifestă și își face datoria. Anul 2014 a consolidat statutul de instituție serioasă, eficientă, profesionistă. Creșterea cu 24% a numărului de desistări. Faptul că polițiștii de frontieră au refuzat sume importante de bani arată faptul că dumneavoastră, polițiștii de frontieră, colegii noștri, sunteți oameni serioși, profesioniști și care vă faceți datoria cu onoare. Un astfel de caz a fost astăzi, parcă domnul inspector general la Maramureș, nu? Un coleg de-al nostru a refuzat o mită de 80.000 de euro de la un contrabandist de țigări. Vă rog, domnule inspector general, să promovați cât mai mult aceste exemple de onestitate, de seriozitate, aș putea spune de patriotism și profesionalism al colegilor noștri care ne fac cinste și fac cinste întregului domeniu de securitate națională a României, apărare, ordine publică și siguranță națională. Stimați colegi, stimați invitați, diversificarea și amplificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității naționale, precum și siguranța cetățenilor europeni, impun o responsabilitate crescută, inclusiv din partea României, din perspectiva securității graniței de est a Uniunii Europene. România nu se confruntă direct cu fenomenul terorist, dar suntem preocupați de prevenirea utilizării teritoriului național ca spațiu de tranzit. În acest punct de vedere, și dumneavoastră, stimați colegi de la Poliția de Frontieră, alături de tot sistemul de securitate națională, aveți un rol foarte important. În anul 2014, Poliția de Frontieră a demonstrat pe deplin capacitatea de a apăra granițele europene, terestre și maritime în fața fenomenului migraționist. Poliția de Frontieră, Garda de Coastă, și-au făcut datoria așa cum se cuvine. Și cred eu că am transmis prin dumneavoastră un mesaj public foarte clar. Aici, cei care apără granițele României și ale Uniunii Europene nu este un spațiu prin care trece cine vrea. Oamenii, colegii noștri, își fac cu adevărat datoria pentru întărirea securității naționale a României și a Uniunii Europene. Eficiența misiunilor la Marea Neagră a fost reconfirmată prin participarea polițiștilor de frontieră români la operațiuni comune europene Frontex. Anul trecut au fost derulate 15 misiuni la care au participat două nave maritime de patrulare românești. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este cel referitor la rezultatele obținute pe linia combaterii contrabandei și fraudei vamale. În acest domeniu, Poliția de Frontieră rămâne prima linie de apărare a operațiunilor desfășurate la frontiera verde, adaptându-se cu succes la metodele din ce în ce mai diversificate ale contrabandiștilor. Nu în ultimul rând, vreau să apreciez rata importantă de absorție a fondurilor europene, aproximativ 16 milioane de euro, utilizați de Poliția de Frontieră pentru reabilitări de infrastructură, mentenanță, modernizare, echipamente. Vreau să vă spun că și cred că sunteți mândri de acest lucru, reprezentanți arma cu cea mai bună, în momentul de față, cele mai bune echipamente. Și încă o dată vă felicit, domnule inspector general Bună, și pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră. Stimați colegi, ca vicepremier, ca ministru de interne, am lucrat și la Ministerul Apărării, m-am bătut întotdeauna, spun eu cu sensul bun al cuvântului, pentru drepturile dumneavoastră. Mă refer pentru drepturile sectorului de securitate națională, apărare, ordine publică, siguranță națională. Este și normal, ales în actualul context de securitate. România este o țară care generează stabilitate, securitate, suntem respectați de partenerii noștri internaționali. Este normal să ne batem ca să putem să asigurăm, să întărim securitatea națională a României, dar și, în același timp, să putem să-i dotăm pe acești oameni care asigură siguranța românilor.
Am spus-o și la întâlnirea cu domnul președinte Iohannis, am spus-o și politic, este nevoie, mai ales astăzi. Spuneam, riscuri, amenințări, situații de criză în actualul context de securitate, să putem să facem o dezbatere publică. Dezbatere publică cu toți partenerii de dialog, mă refer reprezentanții societății civile, sistemul de securitate națională, partide politice, mediul academic și să putem să discutăm foarte clar pe cele trei paliere. Trebuie să întărim siguranța României, a românilor, a cetățenilor români, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor români, dar și întărirea securității naționale a României. Vreau să vă mai spun, stimați colegi, că împreună cu dumneavoastră, împreună cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cu sindicatele prezente aici, cu care lucrăm împreună și facem echipă, am căutat să vă ajutăm, să putem să vă dotăm, să întărim securitatea națională a instituțiilor românești. Am avut rezultate anul trecut, mă refer la drepturi de echipament, drepturi financiare, parcul de mașini, înscrierea la timp și încadrarea promoțiilor de ofițeri, de subofițeri. Este foarte important în același timp ca în sistemul de securitate națională, dumneavoastră, oamenii care faceți un jurământ să apărați țara chiar cu prețul vieții, să fim puțin mai solidari, stimați colegi, mai camarazi. Este important, spuneam și la bilanțul, la întâlnirea de la Ministerul Apărării Naționale, instalarea noului șef al statului major general, că este important când pleci într-o misiune, teritoriul național, în teatrele de operații în care știi că statul, Ministerul de Interne, colegii tăi îți apără drepturile, că soția ta, copiii tăi sunt apărați. De aceea, împreună cu dumneavoastră, spuneam, am căutat să rezolvăm mai multe probleme. Încadrat pentru prima oară Ministerul de Interne, am făcut acest lucru la apărare soțiile unor colegi care au murit în misiuni. Este greu, mai ales în tragedii, când chiar și o mângâiere este foarte importantă, dar să-ți se bată cineva pentru drepturile tale. Am încadrat în școlile de, sau în Academia de Poliție, în școlile militare ale Ministerului de Interne, copii unor cadre care au căzut la datorie și care au urmat cariera și este o mândrie a părinților. Este foarte important acest lucru. Vreau să vă mai spun, stimați colegi, suntem un sistem de videoconferință. Este important ca să știm că autoritatea, onoarea, se câștigă foarte greu, se pierde într-o secundă. De aceea fiecare care sunteți șefi, care suntem șefi, trebuie să știm că autoritatea nu se câștigă prin ordine date din birou. În momentul în care știi să spui faceți ca mine, se creează o echipă. De aceea eu vă recomand și cred și vreau să vă felicit să faceți fiecare acolo, până în ultimul colț de țară unde suntem auziți, să facem echipă, să facem echipă la Poliția de Frontieră, la fiecare armă, să facem o echipă mai mare. Și la Ministerul de Interne, dar și în tot sistemul de securitate națională, ca să putem cu adevărat să protejăm siguranța românilor care au mare încredere în sistemul de securitate național. Eu vreau, stimați colegi, să-l felicit pe domnul inspector Gial Buda. Este un serios, un profesionist. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră și cei din sală și pe toți cei care ne aud din țară. Vreau să știți că ne vom bate în continuare pentru drepturile dumneavoastră. În același timp, vreau să știți că trebuie să apărăm cu strictețe legea, trebuie să dovedim și am dovedit și vom mai doveni partenerilor internaționali că se pot baza pe noi, că România este într-adevăr o țară membră NATO, membră a Uniunii Europene și, spuneam, un stat care, cu atâtea situații de criză, generează stabilitate și securitate în regiune. Și cred că trebuie să fim mândri și să luptăm pentru acest lucru. Vreau, în același timp, să vă urez succes în misiunile dumneavoastră prezente și viitoare. Mulțumesc foarte mult!